Comunitatea studenților Erasmus Plus din cadrul Universității Politehnica Timișoara s-a reunit la sfârșitul săptămânii trecute la biblioteca UPT în cadrul International Welcome Day. Zeci de tineri, nu doar din țări din Europa, dar și din Africa sau America de Sud, au ales instituția de învățământ superior politehnistă pentru a studia și a-și face o carieră cât mai înfloritoare. Tunisia? Algeria. Algeria, right. Thank you. Okay, then in South America, I guess Colombia. Yeah, I remember. Right, and Venezuela, and I guess Argentina as well. Paraguay, okay, wonderful. Printre cei care i-au întâmpinat pe noi studenți internaționali ai UPT s-a numărat și Agua Olimpia Ramirez, o tânără din Columbia, care este masterandă la Facultatea de Arhitectură a Universității Politehnica Timișoara. Sunt Gianna Agua Olimpia, sunt parte de echipa de body internaționale care se încarcă de studenții noi care vin aici să studieze în România și acest grup e foarte deschis și foarte prietenos pentru fac viața de studente mai ușoară și s-a întâlnit cu alte studente care vorbesc limba propria ta și care pot să spune mai bine cum pot să fac viața în Timișoara și în UPT mai ușoară și mai bine și mai faină pentru toți. În cadrul programului Student Body, tinerii studenți sunt ajutați să se familiarizeze nu doar cu campusul universitar, dar și cu întregul oraș. UPT-ul are studenți internaționali care vin să studieze la noi full-time și trebuie și ei integrați. Trebuie să facem evenimente pentru ei, să ne adunăm și să împărțim din culturile lor și din cultura noastră. Vor veni mai mulți actori importanți pentru UPT și pentru studenții internaționali, ca și ligile studențești, alte birouri, ca să informăm despre ce se întâmplă la UPT de la începutul venirii lor aici. Universitatea Politehnica Timișoara se află în topul preferințelor tinerilor care se pregătesc să devină studenți. Cei care urmează cursurile uneia dintre cele 10 facultăți ale UPT au parte de cele mai bune condiții de cazare la prețuri accesibile în cămine, baze sportive, acces la cea mai modernă bibliotecă din România, burse și alte numeroase oportunități de a-și începe cariera încă de pe băncile universității.